Sunt tot mai puțini cei care au scris istoria cu arma în mâini. De curând a trecut la cele veșnice și ultimul veteran de război din comuna Lerești, Paraschiv Simon. Pentru toată comunitatea lereșteană, acesta a fost un model, iar dispariția lui înseamnă mult pentru cei care l-au cunoscut. Anul trecut, pe 5 octombrie, împlinea 102 ani și era sărbătorit ca unul dintre puținii supraviețuitori care s-au jertfit pentru libertatea țării. Paraschiv Simon a luptat de la începerea războiului până când acesta a luat sfârșit. A avut o viață destul de zbuciumată și a fost unul dintre cei care au contribuit la legenda autoturismului Aro. Încă de când era în viață, în comuna Lerești, există o stradă care îi poartă numele. Acum eroul lereștean s-a dus să se întâlnească în ceruri cu foștii săi camarazi. Cu durere în suflet, vă anunțăm că astăzi ne despărțim de ultimul veteran de război al comunei Lerești, domnul Paraschiv Simon. Am primit vestea, știam de starea dumnealui că în ultimul timp nu prea se simțea bine, dar din păcate Dumnezeu a hotărât că începând de astăzi să locuiască în rai. Lereștiul a rămas mai sărac, era ultimul veteran de război, la vârsta de 103 ani, Dumnezeu să-l odihnească și sincere condoleanțe familiei. Înmormântarea va avea loc joi, 26 august, când va fi condus pe ultimul drum de rude, prieteni și cu onoruri militare. Dumnezeu să-l odihnească în pace!